Centrul Cultural Ion Vine a fost gazda acestei expoziții, care a propus celor interesați mai multe variante ce vreodată ar putea fi luate în considerare pentru amenajarea pe etape a zonei Cetatea Giurgiu și pentru transformarea acesteia în atracție turistică. Un proiect dificil, având în vedere că zona cetății nu este descărcată de sarcina arheologică, ceea ce înseamnă că nu se pot face amenajări în incinta cetății și în spațiul învecinat, până arheologii nu mai lucrează câțiva ani. Deocamdată aceștia nu au început săpăturile pentru că nu există niciun proiect în acest sens, nici bani. Pe de altă parte, cetatea este inundabilă și trebuie construit un dig sofisticat care să oprească infiltrarea apei. Una peste alta, expoziția de față rămâne cu rostul său. Anul acesta, Giurgiu s-a bucurat de atenția Universității de Arhitectură și au ales ca temă intervenții în situri cu personalitate. Cele mai importante vestigii ce ne reprezintă și definesc istoria țării la sud de Dunăre. Ținta proiectului, dincolo de obiectivele didactice, a fost aceea de a reintroduce în circuitul cultural și turistic acest loc, utilizând, pornind la potențialul acestui cetății, condiționările date de prezența digului, vecinătatea cu cele două poduri, podul cel vechi, cunoscut de toată lumea, cu podul cel nou, și pornind de la contextul prezentat mai devreme de domnul primar, aceea de a dezvolta faleza către Dunăre a orașului. Propunerile studenților au fost considerate ca un punct de plecare în alegerea unor variante ce pot fi luate în considerare la realizarea proiectului pe care toți îl așteptăm, punerea în valoare a cetății Giurgiu și integrarea acesteia în circuitul turistic.